Știu că termenul e 3 iulie 2015, dar cred că o să terminăm mai repede, mult mai repede. Așa zice și noi, până în primăvară. Da. E, dacă ne-ar ajuta și vremea, așa nu ar mai ploua. Cetatea Severinului este scoasă la lumină ușor-ușor. Echipe de muncitori lucrează pentru refacerea zidurilor cetății. Se dorește ca la finalizarea lucrărilor obiectivul să fie inclus în circuitul turistic al Severinului. Până acum au fost restaurate zidurile exterioare sau construite alei de vizitare, iar acum se lucrează la refacerea zidurilor bisericii cetății. Majoritatea lucrărilor necesită muncă manuală. Avem în jur de 40 de muncitori momentan pe poziție care lucrează. Lucrăm la turnul lui Sever, care îl recondiționăm și îl rostuim. Lucrăm la zidurile exterioare de est, care trebuie finisate la cota finală cu căpăcire deasupra. Facem aleile pe interior. Suntem avansați cu lucrările. E foarte multă muncă manuală, pentru că nu putem băga utilajul peste tot și folosim multă muncă necalificată. Cu căldura cum vă descurcați? Căldura foarte grav. Punerea în valoare a cetății medievale a Severinului face parte din același proiect care vizează reabilitarea Palatului Cultural Teodor Costescu. Timp de 5 ani, obiectivul va putea fi vizitat gratuit, așa cum prevede contractul de finanțare europeană semnat de primăria Drobeta-Turnul Severin. Până la începutul anului viitor, lucrările de restaurare trebuie să fie gata. Normal în 3 iulie 2015, dar după modul în care se lucrează și dacă ne va ajuta și vremea în perioada următoare, cu siguranță lucrările vor fi devansate și vom intra mai repede la recepție. Sunt într-adevăr față de anele aici se lucrează, văd foarte mulți oameni, utilaje. E un lucru bun, e un termen pe care și l-a asumat constructorul și prin proiect. Să sperăm că în primăvara anului viitor deja cetatea va putea fi deschisă pentru turiști. Lucrările de conservare desfășurate la cetatea Severinului au scos la iveală noi date despre viața medievală de pe aceste locuri. Săpăturile arheologice au adus la lumină un mormânt, dar și câteva monede de argint vechi de 500 de ani, precum și o țeavă de tun cu blazon.